Mircea, mai ai putere? Bine! Bine, dar nu chiar bine. Așa, unde să-l punem pe acesta? Aici. Aici? Nu am vărsat niciun pahar. Ține sacul, vine în spate. Da. Mircea! Salutare! Cu voi este Mircea, Melissa și mami. Astăzi jucăm challenge-ul. Nu scăpa paharul! Ca să supraviețuiești! Vom ține paharele în poziții diferite. Pe spate, pe picioare și în mâini. Dar hai să începem! UEFA! Mircea, tu începi! Mircea, ține acest bloc de penopoliuretan și eu îți plasez aici paharele. Și primul pahar vine! Ba-bam! Cu suc de culoare verde. Sprite. Al doilea este cola. Sprite. Mircea, e greu? Nu. Orange. Deja avem 2 litri. Și lămâia. Mircea, ține mai sus mâinile. Și mai vine jumătate de litru. Opa, așa. Și așa. Așa. Hop. Și hop. Mircea, mai ai putere? Nici nu poate să vorbească. Mircea! Mircea! 7 litri! Și mai vine unul. Gata, Mircea, nu mai ai putere. Și 8 litri! Numărăm paharele lui Mircea. Hai numărul tu. 17 pahare. Acum este rândul meu. Cola cu pară. Zmeură cu lime. Ia uitați-vă cum ține Melissa. Ai toate șansele să le scapi. Tati te ajute. Mai departe. La Melissa mâinile sunt mai lungi. Și reușește mai bine să le țină. Încă un litru, Melissa. Mulțumesc, Mircea, pentru ajutor. Nu, picioarele nu le folosim. Ce, Melissa? Mai ai putere? Repede! Ce repede, să pun? Și să pun încă un litru. Oh, 17, 18. 18, la fel ca Mircea. Le-am numărat și sunt 16. Mai minus 2 pahare. Eu am avut 18. Iar Melissa? 16. Yay! Să trecem la runda următoare. Și în următoarea rundă ne vom folosi de picioare. Mircea, te descalți. O pahar l-am pus. Mircea, nu te-a plecat spre față. Al doilea pahar. Mai punem pahare. Un litru jumate. Așa, Melissa, vezi ce face Mircea acolo? Este relaxat? Mirciulică. Încă un pahar. Un litru. Așa, fii atent că te duci spre față cu picioarele. Și încă unul. Mai vine un pahar. Lămâia. Vezi, ține echilibru. O floricică. Încă unul. Wow. Mircea, e greu? Nu. Mai, încă unul. Wow, Mircea. Oare nu merit un like? Apasă chiar acum, te rog. Încă unul. Wow. O baie de apă, de suc! Hai să numărăm paharele lui Mircea! 10, 11, 5 litri jumate! Ți-a venit rândul Melisei! Primul pahar, al doilea pahar și al treilea! Au apa? Ce au? Rabde?
Vrei să câștigi? Partea cealaltă! Partea cealaltă! Așa? Melissa! Melissa, zâmbești și pierzi din putere! Melissa, abia am pus 3 pahare! Iată așa! Și unul aici. Aici. Așa. Deci acolo. Wow. Ce greu este. E greu. Abia sunt 6. Așa, faci mușchi la picioare. Cum acolo, Melissa? Cum te simți? Bine. Bine, dar nu chiar bine. Da. Ține bine. Wow, câte pahare are Melissa. Tocmai 8. Melissa, mai poți? Da! Poate! Mai punem! Încă? Da! Mai poți? Hai, punem aici! Se golesc paharele de pe masa noastră! Melissa, trebuie să te scriem în carte recordurile! Da! Așa, unde să mai punem? Hai, mai punem aici! Așa! Vrei să câștigi, se vede că vrei să câștigi, se vede! Și se simte, cred că, la tine! Wow, Melissa! Aici? Nu, te dor mușchi! Puiuțu, salut! Gimnastică facem aici! Așa, unde să-l punem pe acesta? Aici. Nu am vărsat niciun pahar. Ia privit, Melissa, acum poți să te ridici? Mușchi, hai să te ajut. Hai, încearcă, poți să pășești? Cum? Îți simți picioarele? Hai să numărăm paharele. 34 de pahare. 17 litri de apă în picioarele Melisei. S-au ținut pe această placă. Mircea este puternic în mâini, da, iar Melissa în picioare. Bravo, copii! Și runda finală. Runda spatelui. Mircea a pregătit spatele și să începem. Mircelică, salut! Paharul se duce pe spatele tău. 3. Orientează-te să-ți iei echilibru. 5. Următoarea. 6. Avea 9 pahare. Scapă! Încă un pahar. Parcă este un arici care duce miere din pădure. Da, duce niște cănuțe pline cu apă colorată. Încă unul. Mircea, bravo! Ce, Mircea? Da, parcă-s bătrân! Parcă ești bătrân? Așa, e greu la bătrânețe. Wow! Moșulică, ține sacul, vine în spate! Da. Vine moșul de la vie cu cireșe în pălărie! Wow, ce arici! Oi să-i... Aricioi, mare! Parcă ai fi tu în locul lui Mircea, da? Hai să numărăm. 26 de pahare Mircea a reușit să țină în spate. 13 litri. Și rândul Melisei. Hai, sprijinul pentru placa noastră. Și să mergem la surfing. 2 3 3. Melissa face surfing, da? Valuri, acum vin valurile. Următoarea, am asistent care mă ajută. Mircea. Încă una, Melissa. Aricelul nostru deja a pornit din pădure. În care parte, Melissa, să pun? Aceasta. Acolo e pus. Aici ai vrut, da? Hai aici. Încă una.
Și încă una, Melissa. Wow! Și așa. Cu se rupe. Nu se rupe. Se rupe. Da, Melissa e puternică. Hai, Melissa. Încă una. Bravo, Melissa. Melissa, vrei o guriță de suc? Da, mai repede. Tu, cel care mă privești, ești abonat? Dacă nu, guriță, te rog, cât mai rezist. Aici încă una. Mircea, fugi dintr-o parte. Nu știu că se duce aici. Un pahar s-a dus. Ai pierdut un măr. Încă puțin. Încă puțin. Încă puțin și câștigi. Da, Mircea. Mircea! A rămas doar un pahar pe masa noastră. 32. Melissa, bravo! Ia uitați-vă, doar spatele. Melissa a învins și la runda rezistență la spate. Are spatele mai mare și a fost suprafața mai mare ca să poată să țină echilibru. Bravo, Melissa! Bravo, Mircea! Cine a câștigat astăzi? A câștigat prietenia! Și gazonul nostru, câte îngrășăminte are! Iar acum câștigătorii din ultimul vlog! Trebuia să scrieți în ordine cronologică obiectele care au apărut și trebuia să le desenăm cu ochii închiși! Locul 1, Irina Chihar! Locul 2, Alesia Giambașu! Felicitări! Și locul 3, Vica Holban! Felicitări! Cuvântul cheie nelimit din vlogul de astăzi va fi de culoare roșie! Succes și pa, pa!